Cum se scrie o ecuație chimică? Avem o reacție chimică, adică avem substanțele care intră, se numesc reactanți și ele sunt trecute în partea stângă a egalității, iar substanțele care ies se numesc produși de reacție și se trec în partea dreaptă a egalității. Reacțiile chimice respectă mai multe legi. Și anume, felul atomilor și numărul lor se conservă. Adică, dacă intră doi atomi de hidrogen, de exemplu, trebuie să iasă tot doi atomi de hidrogen. Asta este legea conservării numărului de atom. De asemenea, reacțiile chimice respectă legea conservării masei. Și anume, masa totală a reactanților trebuie să fie egală cu masa totală a produșilor de reacție. Și mai avem o lege, și anume, reactanții reacționează în cantități, adică proporții bine determinate. Deci nu reacționează așa în orice cantitate. Bun, avem aici o primă reacție. Reacția dintre hidrogen, H2, și oxigen, obținându-se apă ca produs de reacție. Cum începem să scriem ecuația chimică? Adică numărul de atomi ai unui element intrat să fie egal cu numărul de atomi ieșiți ai aceluiași element chimic. Începe. Zice, intră 2 atomi de hidrogen și ies tot 2 atomi de hidrogen. Până acum este bine. Continuăm. Luăm reactanții în ordinea în care sunt scriși. Intră 2 atomi de oxigen și aici, dacă nu avem nimic trecut, este 1 care nu se mai trece și iese un atom de oxigen. Deci, se pune în față numărul 2 care se numește coeficient și înmulțim 2 ori 1 vor ieși tot 2 atomi de oxigen. Deci, am egalat oxigenul. Dar punând 2 în fața apei, deci nu în interiorul formulei, se pune în fața formulei, substanței respective. Am stricat numărul de atomi de hidrogen. Iată, intră 2 și ies 2 ori 2, 4. Prin urmare, ca să avem egalitate, se pune și în fața hidrogenului 2. Și acum facem o ultimă verificare. Intră 2 ori 2, 4 atomi de hidrogen, și ies 2 ori 2, 4 atomi de hidrogen. Intră 2 atomi de oxigen, ies 2 ori 1, 2 atomi de oxigen. Vă recomand să scrieți reacțiile chimice pentru a le egala cu un pix care se poate șterge că vom mai șterge acești coeficienți. Trecem la altă reacție, și anume reacția dintre aluminiu și oxigen. Caz în care ne dă oxidul de aluminiu. Iată, aluminiu are valența 3, care se trece ca indice la oxigen. Oxigenul are valența 2, care se trece ca indice la aluminiu. Și obține formula oxidului de aluminiu, aluminiu 2, oxigen 3. Să începem egalarea. Intră un atom de aluminiu și ies 2 atomi de aluminiu. Deci, punem în fața aluminiului 2. Intră 2 atomi de oxigen și ies 3 atomi de oxigen. Când avem această situație, 2 cu 3, punem unde este 2 în față 3, iar unde este 3, punem în față 2. Și avem acum, la oxigen, 3 ori 2, 6 atomi de oxigen, 2 ori 3, 6 atomi de oxigen. Deci am egalat oxigenul. Însă, punând 2 în fața oxidului de aluminiu, am stricat numărul atomilor de aluminiu. Iată, acum ies 2 ori 2, 4 atomi de aluminiu. Prin urmare, asta vă spuneam, ștergem 2 ca să nu măzgălim și punem în fața aluminiului 4. Și acum facem verificarea finală. 4 intră 4 atomi de aluminiu, ies 2 ori 2, 4 atomi de aluminiu. Intră 3 ori 2, 6 atomi de oxigen, ies 2 ori 3, 6 atomi de oxigen. Și acum avem ecuație chimică, deci egalitate.
Reacția numărul 3. Aluminiu plus acid clorhidric ne dă clorură de aluminiu plus hidrogen. Aluminiu are valența 3, care se trece ca indice la clor, iar clorul are valența 1, care nu se mai trece aici ca indice la aluminiu. De ce scriem hidrogenul 2? Fiindcă el nu poate exista în natură sub formă atomică, ci numai sub formă moleculară H2. Am uitat să pun aici că se și degajă. Corect este să punem când se degajă ca gaz sau vapori, să punem săgeata în sus de degajare. Bun. Intră un atom de aluminiu, iese un atom de aluminiu. Intră un atom de hidrogen și ies doi atomi de hidrogen. Deci punem 2. Intră doi atomi de clor și ies 3 atomi de clor. Cum vă spuneam, când avem 2 cu 3, unde avem 3, punem în fața formulei 2, iar aici ștergem pe 2 și vom pune, ca să avem egalitate la clor, 2 ori 3, 6, 6 la acidul clorhidric, în fața formulei. Însă, nu mai avem egalitate la hidrogen. Avem 6 atomi de hidrogen care intră și ies 2. Deci, ca să avem 6, punem în față 3. De asemenea, și la aluminiu ies 2 și trebuie să intre tot 2. Și acum facem verificarea finală. Intră 2 atomi de aluminiu, ies 2 atomi de aluminiu. Intră 6 atomi de hidrogen, ies 3 ori 2, 6 atomi de hidrogen. Intră 6 atomi de clor, ies 2 ori 3, 6 atomi de clor. Și este egalată. Și o ultimă reacție, care v-am mai propus-o pentru explicare, este reacția dintre acid fosforic și hidroxid de magneziu. Se obține fosfat de magneziu, fosfatul are valența 3 care se trece indice la magneziu, magneziu are valența 2 care se trece la toată gruparea fosfat, deci punem paranteză, de 2 ori. Și mai iese și apă. Am ales această reacție fiindcă, veți vedea, este puțin mai complicată, dar în final o să vă descurcați. Aici avem gruparea fosfat pe O4 care intră și care vedem că se și regăsește în produsii de reacție. Când o grupare intră și iese și se regăsește neschimbată și în produsii de reacție, putem să luăm pe grupări. Și anume, spunem, intră o grupare fosfat și ies, iată, două grupări fosfat. Deci punem în față 2, ca să avem tot două grupări fosfat. Să egalăm și magneziul. Intră un atom de magneziu și ies 3 atomi de magneziu. Punem în față 3. Și lăsăm la sfârșit hidrogenul și oxigenul, fiindcă acestea se regăsesc în ambii reactanți. Și luăm 2 ori 3, avem 6 atomi de hidrogen la acidul fosforic. Și aici, la hidroxidul de magneziu, avem 2 atomi de hidrogen la hidroxidul de magneziu, dar am pus 3 în față. Deci avem 3 ori 2, 6 atomi de hidrogen. Deci, în final, avem 12 atomi de hidrogen care intră. Să vedem ce avem ca produs de reacție la hidrogen. Iată, aici, la fosfatul de magneziu, nu avem hidrogen, avem hidrogen numai la apă. Și ies 2 atomi de hidrogen. Deci, trebuie să punem în față 6 ca să iasă tot 12 atomi de hidrogen. Și așa am egalat hidrogenul. Acum verificăm oxigenul. La fel, nu mai luăm oxigenul din grupare, că am egalat grupările. Vom lua numai oxigenul din hidroxidul de magneziu. Fiindcă gruparea hidroxid OH, iată, nu se regăsește în produsii de reacție. Și avem 3 ori 2, 6 atomi de oxigen care intră din hidroxidul de magneziu și avem 6 atomi de oxigen. Și iată, este egalat și oxigenul. Și acum facem verificarea finală.
Luăm hidrogenul. 2 ori 3, 6, plus 3 ori 2, 6 atomi de hidrogen. Deci, în total, intră 12. Și mai avem aici 6 ori 2, ies tot 12 atomi de hidrogen. Apoi luăm grupările fosfat. Două grupări fosfat pe O4 intră și iată, ies tot două grupări fosfat. Intră 3 atomi de magneziu, ies 3 atomi de magneziu. Și acum verificăm și oxigenul din hidroxidul de magneziu. Intră 3 ori 2, 6 atomi de oxigen, ies 6 ori 1, 6 atomi de oxigen. Așa se scriu ecuațiile chimice.